Veniți să ne rugăm. Lăudăm numele Tău, Doamne, pentru tot ceea ce ești Tu pentru noi. Mulțumim pentru binecuvântările de care ne faci parte. Mulțumim pentru că ne-ai adus și pe noi în poporul Tău și credem în Tine. Doamne, și în această seară îți cerem ajutorul cu privire la tot ce este înaintea noastră. Îndrumă-ne în tot adevărul Tău. Amin. În această seară, avem una dintre cele mai dificile teme. Știți că noi studiem întrebări care au frământat Biserica de-a lungul veacurilor. Pentru această seară, întrebarea este următoarea. Cum a ajuns Biserica să creadă că Dumnezeul cel adevărat este un Dumnezeu trinitar? Trei persoane din totdeauna, dar un singur Dumnezeu. Aceasta a fost, alături de formularea cu privire la relațiile dintre cele două naturi ale lui Hristos, acestea au fost cele mai grele întrebări. Lucrurile stau așa din două motive. Pe de o parte, Biserica afirmă faptul că Dumnezeu este unul singur. Și avem un text ca și cel din Deuteronom 6:4. Ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul tău, este un singur Domn. Sau un text ca cel din 1 Corinteni, capitolul 8. Pentru noi este un singur Dumnezeu. Acestea sunt un set de afirmații. Celelalte sunt cu privire la dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Texte ca Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sau ceea ce exclamă Toma în dimineața învierii, când îl vede pe Hristos cel înviat. El spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Acestea trebuie aduse la oaltă. Materialul pe care mi l-am pregătit în această seară este unul care mă ține mai mult de notițele pe care mi le-am făcut decât de exprimarea liberă, pentru că așa vreau să le organizăm încât să nu îmi scape nimic din ceea ce am de spus. Este un material care caută să explice mai întâi, în termeni generali, învățătura creștină cu privire la Dumnezeu ca și un Dumnezeu trinitar, iar apoi, foarte succint, ne uităm la Tatăl, la Fiul și la Duhul Sfânt. Cum înțelegem pe fiecare în această înțelegere unitară a lui Dumnezeu. Învățătura creștină despre Dumnezeu impune o mărturisire a Trinității. Din descoperirea de sine a lui Dumnezeu, prin care El însuși ne arată viața sa de Dumnezeu, ne dăm seama că înțelegerea lui Dumnezeu nu poate fi una a unui monoteism simplu. Dumnezeu e unul, punct. Un monoteism absolut. Un monoteism nediferențiat. Dumnezeu se descoperă pe sine, ne se descoperă nouă în Fiul Său, Iisus Hristos. În persoana acestuia. În lucrarea Lui. Adevărul acestei învățături
pătrunde în toată trăirea noastră, în felul în care ne vedem pe noi înșine, ne vedem viața de credință și, în final, îl vedem pe Dumnezeu. Odată cu învierea lui Iisus Hristos din morți și cu revărsarea și locuirea în credincioși a Duhului Său cel Sfânt, este nevoie de o explicație a felului în care îl vedem pe singurul Dumnezeu adevărat. Lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu este cea care ne oferă nouă contextul necesar pentru a vedea într-o oarecare măsură măreția lui Dumnezeu. Iisus Hristos mărturisește pe Dumnezeu în felul următor. Și citesc din Marcu 11:29. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Temelia învățăturii creștine despre Dumnezeu ne este arătată în felul în care acest Dumnezeu al lui Israel a lucrat mântuirea tuturor oamenilor prin venirea Fiului Său și prin darea Duhului Său cel Sfânt. De aceea, perimetrul, conturul, până unde mergem, până unde putem merge în tot ceea ce spunem despre Dumnezeu ca și Trinitate, este oferit de următoarele observații. 1. Faptul că Noul Testament folosește termenul Dumnezeu în legătură cu Iisus Hristos. Și aici am făcut referire la Ioan 1:1. La Roman 9:5. Tit 2:13. Nu anulează distinția dintre Dumnezeu Tatăl și Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui. Deși cei doi sunt una. Știm asta din Ioan 10:30. Observația a doua. Cei doi, Tatăl și Fiul, sunt cunoscuți din relația dintre ei. Cel mai important text aici este rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17. Astfel, noțiunea de Tată este înțeleasă pornind de la învățătura și lucrarea Fiului, al lui Iisus Hristos. Iar noțiunea de Fiu este înțeleasă în contextul în care Dumnezeu era deja revelat în istoria lui Israel. Observația a treia. Noul Testament îl arată pe Iisus Hristos cel înviat ca fiind distinct de Duhul Sfânt. Chiar dacă ei lucrează împreună, și avem aici texte din Ioan 15:26, Roman 15:30 și așa mai departe. Duhul este trimis de către Tatăl în numele Fiului Iisus Hristos pentru a continua lucrarea Fiului și El mijlocește relația dintre Tatăl și Iisus Hristos. El mijlocește conceperea și creșterea lui Iisus Hristos, moartea sa răscumpărătoare, învierea sa și înălțarea sa. În toate acestea este prezent și Duhul Sfânt. În felul acesta noi ajungem să-L mărturisim pe singurul Dumnezeu adevărat ca existând dintotdeauna în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu dat nouă, în special toate textele acestea din Noul Testament, ne constrâng la a corela toate aceste afirmații cu privire la Dumnezeul nostru. În urma acestor observații generale, care oferă conturul în care noi ne putem mișca,
trebuie să spunem câteva lucruri specifice despre fiecare dintre aceste trei persoane. Începem cu Tatăl. Când vorbim despre Dumnezeu Tatăl, care a creat cerurile și pământul, cele văzute și cele nevăzute, noi ne referim la Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos. Înțelegem termenul de Tată, ca referindu-se atât la Dumnezeu, cât și la Tatăl Fiului. Dumnezeu este izvorul tuturor lucrurilor, în măsura în care El este Tatăl veșnic al Fiului veșnic. Adică El, singurul Dumnezeu adevărat, El este realitatea ultimă și veșnică față de Fiul Său. Ei sunt ceea ce sunt în legătura reciprocă unul față de celălalt. De aceea noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu ca Tată separat de Fiul Său, întrupat în Iisus Hristos, prin care, într-un Duh, Dumnezeu ne dă intrare liberă la El. Asta face tot ceea ce spunem noi despre Dumnezeu atât de complex. Da, accentul e pe unul, dar sunt și ceilalți în ceea ce spunem. Un text cel din Efeseni 2:18, la care am făcut trimitere. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu când cunoașterea noastră este guvernată de descoperirea pe care ne-a adus-o Iisus Hristos și este predicată în Evanghelie. Acolo avem afirmația din 2 Corinteni 4:6. Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu este văzută doar pe fața lui Iisus Hristos. Noi când ne uităm la unul, îl vedem și pe celălalt. Dumnezeu este ceea ce Iisus Hristos ne arăta că este. Și deoarece cuvântul făcut trup este singurul din partea Tatălui, așa ne spune Ioan 1:14, El este Cel în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată. Asta ne spune în Ioan 1:18. De asemenea, noi înțelegem puterea deplină a lui Dumnezeu în felul în care aceasta ne-a fost arătată prin întruparea cuvântului. Această legătură, această relație dintre Tatăl și Fiul nu este cunoscută într-un mod deplin fără a vorbi și despre rolul pe care îl are Duhul Sfânt. În Sfânta Treimă nu este cu adevărat Tată separat de Fiul și de Duhul Sfânt. Iar Fiul nu este Fiul cu adevărat separat de Tatăl și de Duhul. Iar Duhul nu este Duh cu adevărat separat de Tatăl și de Fiul. Întotdeauna trebuie să aducem și pe ceilalți doi ca să vorbim plenar despre Dumnezeu. În această perspectivă a relațiilor din Sfânta Treime, îl înțelegem pe Tatăl ca și creatorul tuturor lucrurilor, un creator suveran, un stăpân de plin. Vedem creația ca rezultat a ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Știm asta din 1 Ioan 4:8. Și creația oglindește a ceea ce este Dumnezeu. Așa ne spune Psalmul 19, de exemplu. Cerul și pământul arată slava lui Dumnezeu. Iar ca și coroana acestei creații, omul, care e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el este cel care trebuie să depună mărturie despre slava, bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu. Așa explică cuvântul lui Dumnezeu persoana Tatălui.
Cum stau lucrurile cu privire la persoana Fiului? În Iisus Hristos, cuvântul creator al lui Dumnezeu a devenit om. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, până la versetul 14. Toate au fost făcute prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Stai, Ioan 1:3. Apostolul Pavel ne spune că toate cele văzute și nevăzute au fost făcute prin El și toate se țin la oaltă prin El. Toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în El și prin El. Și în El Dumnezeu Tatăl a împăcat totul cu Sine. Asta e Coloseni 1:15-20. El a venit în întunericul oamenilor ca lumina cea adevărată. Ca să ne răscumpere și să ne împace cu Tatăl. Astfel, Dumnezeu ni se arată în Iisus Hristos ca Dumnezeu care nu stă departe de lume, ci vine în ea, o păstrează și o răscumpără. Întruparea este această lucrare nouă a lui Dumnezeu. Dumnezeu se face om. Întruparea, într-un anumit sens, este o minune mai mare decât creația. Creația din nimic. Pentru că la întrupare, Dumnezeul cel atotputernic se face mic și contingent, fără a înceta să fie suveran și veșnic. Această smerire, umilire a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, potrivit cu ce ne învață Filipeni 2:6-7, înseamnă o exercitare a puterii sale în limitele vieții în trup. Aici, în spațiu și în timp. Iar moartea lui Hristos este actul în care Dumnezeu se coboară în moarte pentru a le lua pe toate asupra sa, pentru a ne răscumpăra. Acesta este actul care realizează ispășirea păcatelor și vinovăția noastră. Aceasta este manifestarea puterii lui Dumnezeu în care cel răstignit moare moartea noastră, se coboară până în locuința morților. Toate acestea pentru a ne aduce pe noi la Dumnezeu. Noi știm, ne spune 2 Corinteni 5:19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Învierea este lucrarea prin care Dumnezeu întrupat, care a murit, rupe puterea morții. Își arată puterea asupra vieții și asupra morții. Această putere a lui Dumnezeu pe care o vedem la întrupare, la jertfă, la moarte și la înviere, este puterea care lucrează din starea cea mai de jos. Devine ceea ce suntem noi în starea de oameni pierduți. Și pentru a ne salva și împăca cu Sine, aduce armonie în mijlocul dușmăniei, în mijlocul haosului, biruiește întunericul și răul prin lumină și prin dragoste. Acesta este harul lui Dumnezeu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Pentru ca prin sărăcia Lui, noi să fim îmbogățiți. Știm asta din 2 Corinteni 8:9. Dar aici intervine ceva foarte important. Întruparea cuvântului, venirea Fiului în mijlocul nostru, luând trup de om, devenind om, nu este un episod tranzitoriu, nu numai pentru o vreme, ci este odată pentru totdeauna. Fiul se înalță la cer în trup, trup înviat. Așadar, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, nu este doar un instrument temporar în mâinile lui Dumnezeu, pentru că apoi să renunțe la el. Nu, e despre Dumnezeu făcut om și rămas Dumnezeu, chiar dacă a venit între noi ca și om.
Ce putem spune cu privire la Duhul Sfânt? Punctul de referință în cunoașterea noastră a Duhului Sfânt este dat de relația dintre Duhul și Fiul. Pentru că revelația lui Dumnezeu ne este dată nouă în mod deplin în Fiul Său, în cuvântul care se face trup. Duhul nu ne aduce vreo cunoaștere independentă a lui Dumnezeu de cea pe care a adus-o Fiul. Și nu adaugă ceva nou despre Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce ne-a fost adus prin Fiul. El este Duhul adevărului, știm asta din Ioan 14:17. El este trimis prin Fiul de către Tatăl să ne conducă în tot adevărul. Ioan 16:13. Noi primim Duhul lui Dumnezeu în urma credinței, având în vedere ungerea lui Hristos de către Duhul și rămânerea cu El în toată plinătatea Sa. Iar apoi în mijlocirea acestuia pentru noi. Fiind unul ca și noi și împreună cu noi, se sfințește în Duhul pentru ca noi să putem fi sfințiți în El. Și astfel sfințiți în adevăr. Ioan 17:17. Primirea Duhului de către noi nu este independentă sau diferită de primirea Duhului de către Iisus Hristos. Ci este o împărtășire în ea. Noi primim Duhul Sfânt prin unire cu Iisus Hristos și cu Tatăl. Când Duhul este în noi, Dumnezeu este în noi și Fiul este în noi. Dumnezeu care ni s-a descoperit în Evanghelie ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, nu este un Dumnezeu care trăiește pentru sine, ci este unul care își trăiește viața lui divină în dragoste pentru ceilalți. Și atunci când a turnat din plin dragostea Lui peste noi, în darul singurul Său Fiu, Mântuitorul nostru și în Duhul Sfânt care luminează această dragoste în inimile noastre. Nu știm asta din Roman 5:5. Dumnezeu se deschide înspre noi și nu face aceasta doar comunicându-ni se nouă în întruparea Fiului Său, ci și dându-ne nouă Duhul Sfânt, în așa fel încât El actualizează între noi dăruirea Lui de Sine și ne ajută astfel să-L primim. El este Duhul adevărului, care este trimis de Tatăl în numele Fiului. Nu în numele Lui personal, astfel El nu vorbește de la Sine, ci declară ceea ce primește de la Tatăl și de la Fiul. În felul acesta, El deschide relația noastră cu El, o activează pe a noastră cu El. Sfințenia Duhului aduce un element critic în această activitate a Duhului. El n-a venit doar ca mângâietor, El a venit și ca judecător. Pentru că El, astfel, dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Știm asta din Ioan 16:8. Pentru că Duhul și Fiul sunt una, vedem prezența Duhului în noi ca actualizând lucrarea lui Hristos. Când noi studiem ceea ce rodește Duhul în noi și începem cu bunătatea și mergem până la capătul listei, lista respectivă, acele trăsături, nu sunt altceva decât trăsăturile pe care le găsim în caracterul lui Hristos. Când Duhul este activ în noi, El lucrează chipul lui Hristos în noi. Când noi primim Duhul Sfânt, El ne unește cu Hristos. În aceea că face auzită mijlocirea Lui în inimile noastre și ne face pe noi să strigăm Ava, adică Tată, ca unii care suntem înviați în Hristos pentru a fi împreună moștenitori cu El. Astfel, Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru
că suntem copii al lui Dumnezeu. Avem cuvintele acestea în Romani 8:15, Galateni 4:5. Această prezentare deosebit de succintă acum înțelege creștinul pe Dumnezeu. Ne arată felul în care descoperirea lui de sine ne creează și nou loc în părtășie cu el. Și aceste trei persoane care sunt din totdeauna una, ne invită și pe noi în părtășie cu el, cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Această înțelegere relativ complexă a Dumnezeului creștinilor este elementul decisiv care distinge credința creștină, Dumnezeul creștin, de toate celelalte zeități a tuturor religiilor. Dumnezeu, Dumnezeul Trinitar, nu-L mai găsim la nici unii din jurul nostru, doar aici, în creștinism. Și biserica a căutat să rafineze și să explice cât mai concis și mai simplu toate lucrurile acestea. Și avem în mărturisirile de la diferite concilii din istoria bisericii frânturi care caută să spună lucrurile acestea. Cea mai cunoscută este Constantinopol 386. Acolo avem formularea crezului. Cred într-unul Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos. Și textul merge mai departe. Da? El este de o ființă cu Tatăl, expresia cheie pe care am căutat să o explic în legăturile, legătura dintre cei doi. Da? Fiind eterni și în același timp constituind o singură ființă. Acesta este Dumnezeul nostru. În El ne-am pus noi toată încrederea. Și El fiind, existând în trei persoane, avem aceste lucrări ale fiecăreia. Dar ei sunt una. Lucrarea lor este o lucrare unitară. Și datorită conlucrării dintre ei, noi avem parte de roadele acestei conlucrări. Iar în această perioadă în istoria mântuirii în care trăim noi, perioada Duhului Sfânt, avem această lucrare deosebit de retrasă. Niciodată Duhul Sfânt nu vine pe primul plan. Întotdeauna sarcina Lui este de a ne îndrepta înspre ceea ce a adus Iisus Hristos și înspre ceea ce este Iisus Hristos. El ne conduce în tot adevărul. El este unul care rodește. El este unul care formează în noi caracterul Fiului. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu ajunge la apogeu în întruparea Cuvântului. De aceea, noi, în poporul lui Dumnezeu, noi ne uităm înapoi la cum a fost Fiul. Ne uităm cum este El acum, la dreapta Tatălui. El este singurul care mijlocește pentru noi. Și ne uităm în viitor pentru că pe El îl așteptăm să vină din nou. În toată această lucrare este una pe care Duhul o susține și înspre aceste adevăruri ne îndreaptă El. Așa ne umblăm. Așa umblăm pe calea credinței. Așa ne trăim viața de credință, fiind chemați să umblăm cu Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Haideți să trecem la întrebări.